Știu, pentru mulți dintre voi, critica constructivă se simte ca și o grămadă de... Jets! Salutare, oameni minunați, și bine v-am găsit la canalul Sărmăluța de Idei. Astăzi discutăm despre cum să accepți și să procesezi mai bine critica constructivă. Înainte ca să intrăm în subiect, haideți să împărțim critica în trei. Critica nefolositoare, critica constructivă și critica de sine. Începem cu cea mai destructivă, care este critica de sine. Aceasta vine de la ego, știi tu, vocea aceea din cap, care de fapt nu ești tu și la care ai vrea să-i bagi șoseta în gură noaptea la ora 3 când o te lasă să dormi. S-ar putea să ai un ego fragil și să nu suporți niciun fel de critică. Sau s-ar putea să ai un ego care îți aruncă un morman de bălegar, făcându-te un fel și chip în capul tău. Dacă ai neclarități despre ego, poți intra la acest video decât să lași ego-ul să spună piedici, mai bine fă-l un suporter de al tău. Fă să aibă încredere în tine și să-ți fie ultrasul ăla de la meciurile de fotbal care face galerie și când echipa susținută de el este condusă cu 4-0. Și cum faci să fie suporter? Păi prin afirmații pozitive repetate până nu îți ies pe nas. De asemenea, ego-ul te poate opri în a primi critică constructivă. Știu, pentru mulți dintre voi, critica constructivă se simte ca și o grămadă de jets care te străpung, mai ales dacă în prealabil ai depus o groază de efort, bani și timp. Acest video a fost inspirat de faptul că mi-am dat seama că dacă critica constructivă nu este împachetat diplomatic, cu lucruri pe care le fac bine, observ că devin mult mai iritat și de multe ori mi se activează răspunsul automat. Nu mai ascult activ și mintea mea caută să se apere sau să găsească următoarea replică. Știu foarte bine că această critică mă va ajuta să mă dezvolt și este logic, dar emoțiile ne controlează în mare parte deciziile. Sunt oameni care pot primi așa ceva foarte calm, alții sunt un pic deranjați, dar nu zic nimic, alții se apără cu scuze și mai sunt aceia care izbucnesc în agresiune. De multe ori nu critica în sine te face supărat sau nervos, ci percepția ta despre aceasta. Am observat pe mine acest lucru că nu mi-a convenit tonalitatea sau limbajul în care mi s-a dat de știre că ceva nu este ok. Nu avem întotdeauna luxul să avem o persoană care știe sistemul SBI și ne dă diplomatic critică. De multe ori o primești ca și o găleată de apă înghețată, bam, în față. Bam! O găleată de apă înghețată, bam, în față. Poate nu ai acea reziliență emoțională care să te ajute. Un mic pont, cei cu mentalitate de creștere suportă mai bine critica decât cei cu mentalitatea fixă. Deseori, lucrul perceput ca fiind negativ, de fapt, duce spre lucruri pozitive. Avem mii de întâmplări în care oamenii primesc un șoc mare sau li se întâmplă o chestie negativă care îi face să se aventureze în afara zonei de confort și devin antreprenori care urmează să facă lucruri extraordinare. Este super fain că primim critică constructivă pentru că de multe ori sunt chestii pe care nu le observăm. Uite-te aici, dacă gura ta e aici și pute ca dracu, aici ai ținasul și nu simți. Și bine dacă zice cineva, hei, îți pute gura. Dacă primești critică constructivă, e-o ca și pe un dar, pentru că persoana îți spune ce poți să îmbunătățești, poate chiar această abilitate ți-a lipsit din arsenal care îți va dubla salariul în următorii 5 ani. La urmă, să nu uiți să mulțumești persoanei respective pentru feedback-ul ei onest și prețios. Acest lucru va încuraja acea persoană să o ofere și în viitor. Multe persoane ezită să ofere critică constructivă de frică să nu primească și ei la rândul lor critică și le este frică de repercusiuni că poate se strică relația de prietenie sau colegialitate. Wow. Și acum pentru ce ați așteptat? Tehnici de a reacționa mai acceptabil la critica constructivă. Tehnica numărul 1 de a accepta critica mai ușor este să te întrebi oare ce lucru bun poate să iasă din chestia asta negativă? Când primești acea critică, poate te va motiva să nu mai repeți aceeași greșeală. Bineînțeles, sunt cazuri în care critica a fost dată pe nedrept. În aceste situații poți spune că acea critică reflectă mai mult ceea ce se petrece în interiorul acelei persoane și nu are nimic de a face cu tine. De fapt, părerea celelalte persoane despre tine nu trebuie să-ți dicteze realitatea. Din criticile pe care le primești, încearcă să faci un pod ca să ajungi la următorul nivel al vieții tale. Tehnica numărul 2, să te gândești la o persoană pe care o admiri și îți imaginezi reacția acesteia la o asemenea critică. Tehnica numărul 3, chiar dacă inițial poate vei fi ofensat, trebuie în mod conștient să te deschizi și să primești acea critică constructivă și să nu lași mecanismele tale de protecție să te oprească în primirea acestui feedback important. Deci trebuie să treci de la acea stare de „Pai, ce m-a enervat ăsta” la „Hai să încerc să ascult activ la ce îmi spune și să nu îmi pregătesc o felul de replici în cap doar ca să îi dau înapoi ceva replică”.
Ba chiar, poți să duci la nivelul următor și poți întreba persoana respectivă care ar fi pașii necesari să eviți sau să te îmbunătățești pe acea parte criticată. Dacă chiar a fost critica constructivă, atunci persoana îți va putea spune ce pași să urmezi ca să fii mai bun pe data viitoare. De multe ori aceste critici sunt adresate acțiunilor tale și nu ție în particular. Fiecare persoană de succes are parte de critică, deci va trebui să o accepți și să mergi mai departe. Nu lua critica personal, mai ales dacă persoana nu este într-un stadiu ok. Știi și tu cu siguranță persoane care mușcă fără cafeaua de dimineață sau sunt nervoși înainte de prânz când le este foame. Dacă persoana nu e într-o stare bună, nu te mira dacă te va supăra. Pun pariu că și tu ai mai spus lucruri pe care le regreți în momentul în care ai fost nervos. Aristotel spune, există un singur mod de a evita critica, nu face nimic, spune nimic și fii un nimic. Orice ai face în viață, vei fi criticat și mai bine este să îți dezvolți abilitatea de a o accepta și a trage învățătura. Este normal să faci greșeli, dar este nașpa dacă repeți mereu aceeași greșeală. Despre critica nefolositoare, nu vreau să intru în amănunte, pentru că sunt mulți care oferă așa ceva și în general acele persoane care le oferă o fac din antipatie sau invidie și sunt comportamentul haterului tipic. Dacă aveți alte tehnici, povești sau ceva întâmplări care v-au ajutat, mi-ar plăcea să le citesc în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut acest video, nimiciți butonul de like sau dați mai departe acest video. Dacă sunteți interesați de videourile mele săptămânale, abonați-vă la canal. Sărmăluța de idei, o zi faină vă dorește!